Îi vom dona. Deci profiționați. O dublă bucurie. O bucurie în casa lor și o bucurie pentru o altă casă. Cu siguranță, cu siguranță. Vor pune pe masa lor de Crăciun un produs tradițional handmade, iar bănuții pe care i-au dat pe acest produs vor merge în donații, iar acești bani vor fi folosiți pentru a avea pe masă cineva care are o posibilitate financiară mai redusă, o masă, să de zicem, Crăciun. De Crăciun, da, o masă bogată. Un mesaj pentru că ne apropiem de Crăciun, de anul nou, avem așa o suită de sărbători de iarnă, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Pentru cei care ne urmăresc, îmi doresc să avem sărbători cu bine, sărbători cu pace, cu sănătate, să fim mai buni unii cu ceilalți, să lăsăm răutățile deoparte și să încercăm să ne educăm cât mai bine copiii, pentru că aceștia reprezintă generația viitoare. Viitorul și nu în ultimul rând este un la mulți ani cu sărbători binecuvântate de Dumnezeu, binecuvântate cu tot ce își dorește fiecare. Haideți aici în casă. Da. Iată că necesitatea unui tur de Crăciun era mare, pentru că oamenii deja au vândut, nici la început bine târgul, și produsele tradiționale de casă s-au vândut. Da, la Mănăstirea Cașin totul a plecat de la ideea acestui tânăr frumos de lângă mine, Claudiu Folea. Și după aceea, în jurul lui s-au strâns foarte mulți tineri care fiecare a avut contribuția lui. E adevărat că nu ne așteptam, dar este un lucru foarte frumos că mulți au cuplat la acest eveniment și suntem convinși că va fi o reușită. Avem aici o tânără extraordinar de bogată sufletește, care a fost sufletul, să spun așa, acestui eveniment al nostru și pentru care eu mă mândresc ca să sunt între cei doi care au muncit foarte mult și le doresc ca, fiind prima ediție, sunt convinsă că la anul va fi o ediție și mai frumoasă și mai reușită. Așa că astăzi mănăstirenii fac bine pentru mănăstire și așteptăm alături de noi toți oamenii care pot veni și da o mână de ajutor, care pot dona ceva pentru copiii noștri frumoși ai Comunei Mănăstirea Cașin și pentru oamenii aflați în dificultate. Vă așteptăm alături de noi și vă mulțumim dumneavoastră Acum TV că sunteți astăzi alături de noi. De unde v-a venit ideea? Iată că și doamna primar s-a alăturat și nu numai dumneavoastră, și e o echipă puternică de consilieri văd aici, adică toată lumea, într-un cuvânt, a spus prezent la acest proiect. Bună ziua, în primul rând. Ideea a plecat pur și simplu, gândindu-mă că sunt atâția oameni care au nevoie de alimente, lemne, ceea ce am și scris în anunț. Anul trecut, exact pe vremea aceasta, am organizat pe terenul nostru Luncă tot un eveniment caritabil, tot ideea fiind a mea, un meci amical cu o echipă de la Cașin. Am înțeles. Pentru strângere de fonduri, nu știu dacă să-i dau numele, da, pentru numele. O fată la noi de localitate. Dau și numai prenumele. Da. Andreea. Așa. I-am creat și o pagină și, din păcate, dânsa suferă de o boală. Am înțeles. Nu vreau să detaliez. Am înțeles. Nu e prea în detalii. Și am reușit și atunci să strângem o sumă frumusică de bani și am ajutat-o. În ajunul Crăciunului chiar am fost la ea acasă. Anul acesta m-am gândit să fac ceva mai, nu știu, mai... Mă gândeam să nu doar lumea să vină să doneze, să vină și să se bucure de ceva, de un pahar de vin, chiar dacă este contracost. Să socializeze, de ce nu? Exact. Avem și spectacol. Chiar multă lume a contribuit la ceea ce am propus eu. Ideea a fost a mea, inițiativa a fost a mea, doar că munca din spatele acestui eveniment a fost a lor, doamna primar alături de ea, care a fost creierul. Așa. Și îi mai mulțumesc încă o dată.
Te gândeai, te întrerup și încerc scuze, te gândeai când ai pornit proiectul sau că ai avut ideea proiectului că atât de multă lume va spune da alături de tine să vină? Sincer da, sincer da, pentru că îmi cunosc consătenii și știu că suntem o familie aici și sper ca anul ce vine să ne organizăm mai din timp. Gândiți-vă că tot ce am organizat a fost făcut într-o săptămână. Bravo! Într-o săptămână, gândiți-vă că mulți sunt la lucru, muncesc și și-au dedicat din timpul lor liber să participe și să organizăm acest eveniment. Vreau să le mulțumesc tuturor și celor care sunt prezenți și celor care nu sunt prezenți, că pentru că au donat și foarte multă lume în online. Și vă așteptăm aici, alături de noi, la un pahar de vin. Avem și mere proaspete, cozonaci, dar am înțeles că deja s-au epuizat cei de casă. Târziu ne-am trezit, da, asta e. Plăcinte, tot ce înseamnă bun de acasă. Deci fiecare poate să se bucure de un moment liniștit și frumos. Și să pună mâna în buzunar să doneze. Exact, fiecare cât poate. Cum am și spus, nu este neapărat să contribuim cu bani. Multă lume a adus jucării, hăinuțe, avem persoane care au donat lemne. Da. Și cred că puțin cu puțin de la fiecare putem să facem multe. Asta înseamnă comunitatea, o comunitate închegată, unită, o comunitate care nu rămâne indiferentă la durere, la nevoi, la necazuri până la urmă. Da, și eu mulțumesc tuturor care sunt astăzi alături de noi. Recunosc, ideea a fost a lui Claudiu, inițiativa lui Claudiu. Mi s-a părut foarte bună, ceea ce m-a făcut să mă alătur lui. Am creat un întreg concept, Primești și dăruiești, pe care mi-am permis eu să-i spun că este la ediția 1. Nu vreau să ne oprim aici, vreau să ne întâlnim și la anul, mult mai bine organizați, cu multă lume, să avem timp să ne promovăm din timp. Dar eu sunt mulțumită pentru ceea ce a ieșit și acum. Ceea ce se întâmplă astăzi aici dovedește că mănăstirile sunt unite atunci când e vorba de a ajuta pe cineva. Da, mereu am fost uniți, mai ales că, așa cum am spus-o și am și distribuit pe Facebook, este un eveniment caritabil. Tot ce se adună, se donează către alții care au mai puțin decât noi. V-ați propus așa un target, o ultimă întrebare, un target, o sumă la care să ajungeți? Nu ne-am propus. Am zis orice este binevenit. Și ne bucurăm de ceea ce primim. Nu ne-am propus nimic. Sperăm să fie bine. Mulțumim!